SCM Universitatea Pitești începe sâmbătă un nou parcurs în divizia la handbal feminin. Oficialii echipei, jucătoarele și cei din jurul echipei își doresc clasarea în primele trei grupări ale seriei. Pentru anul acesta ne-am propus clasarea cât mai în față. Noi ne-am trecut acolo ca și obiective clasarea în locurile 1-3 și nu ascundem faptul că dacă se poate ne dorim chiar promovarea în primul eșalon valoric. Cu siguranță vor însemna alte cheltuieli, alte, să spunem așa, pregătiri, dar încercăm și cu această echipă tânără în care media de vârstă este în jurul vârstei de 22 de ani, spune foarte mult. Antrenorul Bogdan Burcea este conștient că nu urmează un campionat ușor, dar speră să-și aducă elevele la un nivel cât mai ridicat. Nu sunt condus de entuziasm, îmi place să fiu realist. Am atins într-adevăr o formă de joc și acolo nimeni nu aștepta. Este lucru pe care contăm și aici, însă totul vine în urma unei munci titanice. Este o echipă tânără, să știți. Multe dintre jucătoare probabil activează pentru prima oară. Foarte multe noi venite. Va dura până vom omogeniza, până vom aduce valoric individual absolut toate fetele la parametrii pe care dorim. În primul meci al sezonului 2013-2014, programat sâmbătă, echipa de handbal a Piteștiului va juca în deplasare cu CSM Slatina.